șase, cinci. Ea nu știu. Cinci în șase, deci o dată. O dată. Unu, cinci. Da, urmește. Da. În clasa 3 am învățat complicat. Deci în clasa 3, din clasa 2 vorbesc cu fracții, el, nu știu ce, nu știu cum. Deci copilul este dus la probleme foarte dificile. Deci este, depășește programul. Eu în clasa, în clasa 3 am zis că n-am învățat amplificare, abia din clasa 5 am învățat. Da, dar eu cu el am spus, fracția asta e echivalentă cu asta. Că am luat o doime, înseamnă două pătrimi, înseamnă că am jucat cu el. Da. 12 ori 3. 12. Eu n-am fost atent, că v-am spus mai devreme, 20, 5 ori 20 cu 16. 36. Dar eu am dus pe partea și la fel. Deci a doua face, după calculul ăsta de 60 de km, 40 a fost în prima zi, a doua zi face 36 km. Urmează 24 km. Și a treia zi, cât ai spus cât face? Cum? Mi-am făcut așa, la 30, plus 36. Da. Mi-a dat 40, când m-a dat dumneavoastră. Yes, yes, sigur că da. Eu sunt atât de amețit acum, așa, atât de, de stresat că, nu m-am prins și că el are dreptate. Abia acum încep să realizez. Nici măcar nu mai eram atent să văd suta. Întrebările sunt stupide și pentru copil, adică el derutez în tot fel. Mai fac 100? Păi fac 100. Prima zi, 40 de kilometri, zis. A doua zi am zis că face 25 de rest. În rest. Și restul a fost 60 de kilometri. La profesor creșeam până la 12. De ce? Pentru că dacă vă uitați acolo, era 9. Și un semenic face 4. 4, 9, 3, 6. Da, împățirea aici mai bine, 60 de la 5. A, da. 12. Da, 3 ori 12, 36, tot acolo ajung. Da. Dar el spune deodată, 4, 9, 3, 6, ce mai pierzi timpul. Pierdut timpul. Este acel rezultat, dar tot 36. Și acum, a treia zi, spune, face... Ceva, și în tine punctul lui de vedere, soluția lui, da. Insistă pe chestia asta. 36 face 76. Și cu 24? 100. Hai că trebuie să recunoști. Trebuie să recunoști că asta e frumos. Deci trebuie să recunoști că ai avut... Ai înțeles greșit problema și ai mers cu... Din rest. Din rest asta. Deci, din rest. Ei, trebuie să spun că mă dau bătut. Ai avut dreptate și te fericit că ai insistat atât de mult. Da. Eu speram o greșeală și nu vedeam clipa asta. Și tu ai fost... Dacă mă pune întrebarea câți kilometri eu am făcut? Eu, fiindcă vedeam două cincimi, nu 3-5 mi-a rămas. Tu insistai și spuneai 2-5 din rest, domn profesor, 3-5. 2-5 din toată, 3-5 din toată distanța. Deci el îmi spune așa, prima dată am vezi 2-5 din toată distanța. Iar a treia, deci, a mă bat, oară, merge mama mă lasă pe mâna lui. Nu se mai bagă, pur și simplu putea să intervine mama, că era o greșeală mea, dar mă lasă să vadă ce se întâmplă. Nu, cred că chiar copilul nu are dreptate. Este foarte mare că același 5 se referă odată la toată distanța și același 5 se referă că la timp ce-o rămas. Deci de aici este problema de o frumusețe la altă. Într-adevăr, vezi ce te fericit încă o dată, dacă vrei, te pup din cu tot sufletul. Marea lui calitate. Acum. Și știi ce ai făcut tu aici? Mi-ai salvat problema.
și m-ai scos pe mine din împărtătură. Am avut un moment, hai să spun foarte sincer, apropo de chestia asta. Vezi, la matematică, dacă ai un moment de slăbiciune, un singur moment, o singură fracțiune de slăbiciune, dai totul peste cap. Și pe mine m-a încercat un sentiment de mândrie. Acum, ca acela care, mă rog, își recunoaște vina și recunoaște și ce era în sufletul meu. Și eu eram artistul cel mare, încercând să te convinc pe tine că tu nu ai dreptate. Iar tu cu lacrimi în ochi, spune-mi asta pe românește, cu lacrimi în ochi spune, nu, nu și nu, și vocea ta este înregistrată. Iar eu, disperat, încercam să te convinc că tu... Ai înțeles de ce trebuie să insiști? Da. Și chiar la clasă, când profesorul, dacă tu ai văzut altceva, să ai curaj să te duci și spui, nu. Tu spuneai așa, îi trei cincim din rest, tu, ăsta este restul. Din raportat, trei cincim, la ce au rămas? Deci pe ăsta trebuie să-l împărțim în cinci, dragilor, asta îmi spunea. Și spunea, trei nu se poate împărți în cinci. Să pas cu trei la cinci, n-ai cum. Și atunci zici, trebuie să mulțesc cu trei ca să facă... De ce cu trei? Pentru că sunt trei bucăți rămase și mulțim cu trei, să fac 15 de acestea și luați numai 9. Și ce frumos a existat până cât mi-ai salvat problema și mai salvat și pe mine. Așa va fi un film antologic. Trebuie să spun asta. Un film antologic pentru că... Nu așa, nu e o joacă ce mi-a făcut acum. Deci nu e o joacă, este un moment foarte important. Deci și profesorii pot greși. Și dacă ai șansa să ai un copil așa care sită până la capăt și trebuie să o faci de fiecare dată. Când simți că ai dreptate... Plângea dacă nu l-am filmat. Dar era cu lacrimi așa, pe obraz. Nu discutăm, nu! Nu vreau să ies. El... Lacrimi de bucurie, tu. Să zice, lacrimi de bucurie a unui copil. Crede-mă, este o minune. Nu vreau să ies. Deci el se simte jenat că a plâns și era plâns și plângea și acum. Dar era lacrimi de bucurie. Dar era lacrimi de suferință. De durere. De putință. Spunea așa în sufletul lui. Cum să... Dacă eu văd că am dreptate. Auzi ce trebuia să faci tu? Trebuia să zici, domn profesor, vă rog să vă reveniți. Și acum vine în minte o chestie. Nu trebuie să o spun și pe asta. Deci eram la faza națională la olimpiadă și aveam o elevă deosebit de valoros. Ei, când a ieșit de la olimpiadă, mi-a explicat o dată soluția. Eu m-am uitat speriat. Nu înțelegeam nimic din soluție ei. Și ea s-a uitat la mine și a spus așa, domnul profesor, mi-ați înțeles. Așa e, mă. Și vă spun încă o dată. Și iară repetat. Ceva am înțeles eu, dar nu înțeles eu pe mine. Domnul profesor, știți ce? Eu știu că sunteți un profesor valoros. Vă rog, dar nu să vă concentrați, că altfel nu vă recunosc. Și atunci am înțeles că era o soluție unică. Nu era nimic. În bani, ea găsit o soluție unică la nivel național. Și așa, cum să spun, cum o văzuse ea, nu ajungea la mine. Nu reușea să o prind soluția respectivă. Deci, iată că astăzi mi s-a întâmplat o secvență cu Mario asemănătoare. Și nu, ce să spun, nu revin cât de frumos. Deci cincimea asta se referă la rest, Păcăleana era cu cinci care se referea același cinci la toate distanța și acum la cinci la rest. Deci nu avem cum să împărțim. Cel este acolo și nu pricep. Asta spune. Cum să împarți pe ăsta în cinci? Că așa era acum ideea. Cum să împarți pe ăsta în cinci? Că trei nu se împarte la cinci. Trebuie fiecare în cinci.
Foarte, foarte frumoasă. Deci capcana este superbă. Asta îi trebuie problemă. Și loc să mai faci așa. Aceeași uitor pe strânt. Nu. Stai o secundă. Figură ce ești. Uite. Dacă să mai pui încă o dată încurcător. Lasă, ajunge atât. Superb este. Superb. M-am fript? Asta, zis, nu discutăm asta, dar tu aici, în problema asta, ai făcut o chestie super. Și mă bucur mult că ai ținut la idee, altfel era o drăznaie. Spuneam eu când am să public filmul, dacă îmi dădeam seama de greșeală, nu o publica, dar acum îl public. Trebuie să înțeleagă că și profesorii au. Tocmai, nu îmi scade, în mod sigur nu îmi scade valoarea mea, ci din contră, faptul că sunt în stare să recunosc, este un lucru pe care trebuie să-l public și profesorul. Orgolii nu încapă aici. Într-o discuție de asta nu încapă orgolii. Ci pur și simplu trebuie să fii cinstit cu tine. Atunci lucrurile merg foarte bine. Acolo am văzut. Da. Modelul lui merge foarte bine. La 60 de kilometri se face 5 inași. Aici mi-am dat seama că, de adevăr, lucruri merg foarte bine. La rest se face 5 inași. Nu la toate, în suta. Nu cu 20 mergem de 5 inași în prima variantă. Ci că acum, în varianta a doua... E de 12 kilometri. 5 inași. Ioana, ai avut ocazia încă o dată să înțelegi că trebuie să fii prezent în problemă, trebuie să fii rea, în ghilimele spus, rea cu problema, să fii foarte convinsă că tu reușești și să nu cedezi niciodată. De la lecția copilul acesta, cred că merită să ții minte toată viața că de tine depinde cum te angajezi în probleme. Și că tu poți să faci asta. Deci matematica e de o frumusețe rară, poți să reușești nemaipomenit. Viața ta se va schimba, nu te mint. Viața ta se va schimba din punct de vedere al modului de a gândi. Pentru că până acum credeai că matematica înseamnă niște formule adunate acolo, azi ne învățăm, ne uităm, niște definiții, niște... Nu! Matematica înseamnă un mod de a gândi care ți este de mare folos în toată perioada vieții tale. Așadar, iată. Da. Știi ce înseamnă asta? Este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unui copil. Unui elev, când îl reușește să pună pe profesor, să pună în genunchi și tu să spui că am avut eu dreptate și eu te fericit, dragi și doamne, îți recunosc că ai avut dreptate. Deci din clipa asta iubești matematica cum nu ți-i închipui de mult. Așa te se întâmplă. Deci este o cotitură imensă în viața ta. Cât ce frumusețe să asculte acolo, cât de plăcut este și cât de important este să fii atent la nuanță. Da. 2, 3, 5 din rest, nu mai este cincina dinainte. Deci tu dacă venai mai aprins spre mispre, dom'le, a fost cincina aceea care fel... Ia să oprim filmul, de acum cine vrea îl urmărește, să încheiem Ioana spunându-ți că ai în continuare un număr de lecții pe care tu le stabilești de acum. După părerea mea, numărul lor poate să crească și să spun de ce. Ușurința cu care urmărești
Deci încep să ai o stare de bine. Deci e vorba de un confort care l-ai la lucru. Și îți fac o mărturisire. Apropo de asta, fiica mea, când a ajuns la clasa 6 de la loc întâi pe țară, avea nivelul caietelor lucrate la nivelul biroului, unul peste altul puse. Caiete de cele studențești. Dar lucra și cânta. Avea în căști în urechi și lucra. Și îngâna acolo, ia ceva, în sfârșit, starea de bine. Totul, e confortul din interior. Din inima ta pornește toată această hotărâre. Deci câtă vreme ai șansa asta, ai descoperit că tu poți și că matematica e atât de frumoasă în comparație că de modul în care a avut până acum numărul, repet, al lecțiilor, îl stabilești tu. Noi ne întâlnim de fiecare dată duminica, voi face același lucru, ne vom opri la problemele cele care nu ți-au mers ție, dar vei avea din ce în ce mai mult, mai puține probleme, pentru că în varianta care ne-am străduit aici, astăzi am descoperit o serie de lucruri. Că dacă ceva din ipoteză n-ai folosit și te încerci să faci problema, n-ai nicio șansă. Cum ne-am folosit noi, ai văzut acolo. Așa că, convins sunt, duminica următoare, abia aștept să vină duminica. Eu, din clipa în care am ieșit la liturghie, m-am pregătit, mă și vezi totdeauna așteptând, că sunt gata ca să tu să vii cu întrebările. Fiecare lecția noastră e o șansă pentru foarte, foarte mulți copii care nu știu să învețe. Astăzi, vreo doi copii m-au oprit și le-am arătat cum trebuie să învețe. Știți ce am făcut? N-am făcut decât să deschid până la Ioana și spun, deci tu clasa 5-a, da? Da. Ei, trebuie să vezi materia de clasa 4-a. Dar cum face Ioana, care a trecut într-a clasa 8-a și vede materia de clasa